Despre răzbunare se spune că... E arma prostului? Și că... Nu știu. Cel mai bine se servește... Rece? Rece! Cam rece ca o înghețată. Pentru că mai nou răzbunarea e dulce. Noi românii am avut cele mai tari idei. Dar întotdeauna alții au profitat de ele. Poenaru a inventat stiloul, dar francezii l-au patentat. Samba! Un român a inventat rucsacul zburător. Americanii au spus jetpack. Adevărul e că trebuia să existe o traducere pentru rucsac zburător. Și jetpack sună mult mai cool decât ghiozdan zburător. Sună mai mișto, mai șucar, mai neaoș. Când nu le-a mai ajuns, ne-au luat istoria. Dracula face bani grei pentru Hollywood. Și uite ce au făcut cu oina, sportul nostru național. Până aici. A sosit vremea să mai furăm și noi de la ei. În cazul ăsta, băiați, stai liniștismul, că mă ocup eu de toate. Nu așa. Până aici! De data asta vom lua noi cea mai bună idee a englezilor. Biscuiții! Și o să-i românizăm cu gustul autentic rom! Răzbunarea e dulce! Și ăsta e cel mai bun lucru pe care îl puteam fura de la englez? Eugenia, nu? Nu există ceva mai bun, mai valoros, ceva foarte la mod acum? Monarhia? Da. Sau? Sau? Un metal prețios din 3 litere? Metal prețios din 3 litere? Fer, mă! Fer! No. Nu fier. Aur. Ha, ce prost ești! Aurul din 4 litere, mă! Ha, de capatule! Adevărul este, au spun și revistele, că treaba asta cu furatul de idei de la străini nu-i ceva idee nouă. Universitatea București și Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare l-au acuzat pe Victor Ponta că a copiat masiv și nu a citat sursele folosite.